ești. Moarte. Andrei nu este copilul vostru. Dom'le, la fiecare ecografie nouă ne-a ieșit că o să avem fată. Timp de 18 ani am trăit fiecare în familia celuilalt. Andrei, noi doi am fost schimbați de la naștere. Am venit pentru sora mea. Am schimbat părinții. Mie îmi place de Andrei, de fi. Credeam că așa ne va fi mai ușor. Mie nu-mi place, că-ți place de Andrei. Dar ne-am înșelat foarte tare. Mai întâi aflu că părinții mei nu-s părinții mei. Stau în aceeași casă cu iubita mea. Avem același tată. Spune mama aceleași femei. Fosta mea iubită vine și îmi spune că e însărcinată cu mine. Ce mi-a zis? Că nu sunt însărcinată. Dacă nu-ți convin analizele, le putem reface, să știi. Și ca să fie totul complet, aflu că unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Vlad, se culcă cu iubita mea, mă. Brusc, avem cu totul altă viață. Știi ceva? Pentru ăsta eu l-am compus, așa că nu-ți convine ceva? Uite, tată, ușa. Dă-i drumul cu aerele tale de divan. Poftim? Voi mă puneți să aleg acum între voi doi. Nu vreau să aleg între o trupă sau alta. Asta ați vrut? Asta o să aveți. Dar din secunda asta, pentru mine, La La Band nu mai există. Ne iubim. Dar cum putem rămâne împreună? Hai, fetelor, ce unde să trebuie facem? Să scoatem masa asta, da, împinge asta un pic. Ia, ha, op, sus. Hai că e grea. Așa, gata, de aici acum o împingem. Acum alunecă, hai. Încet. Gata, gata. Eu să mă duc la firmă, orice aveți nevoie, spuneți Dorinei, da? Da, da, da. Ce căutați aici? Aici repetă trupa mea. Opa. Dar ce e asta? Ce, voi nu sunteți în același club? Păi, din cauza domnișoarei, acum nu mai suntem în club. Suntem două trupe, una mea și una ei. Iar din cauza domnului, noi nu mai putem repeta în sala de club. Din cauza mea? Înțeles nimic, bă, băiatul. Îmi explică și mie cineva ce se întâmplă? E foarte simplu, mamă. Te rugăm mult să ne lasă să repetăm aici, pentru că nu avem unde să le ducem. Da, gata, ia, hai. Vreau să știu tot. Păi, ladies first, nu? Eu n-am obosit de câte ori ți-am explicat că nu am nicio vină, dar dacă tu nu vrei să înțelegi, ești un... Un ce, mă? Un prost? Nu, n-am vrut să spun asta, bă, am vrut să spun că ești încăpățânat. Păi, un prost încăpățânat, mă, că n-am văzut ce se întâmplă sub ochii mei. Gata! Dacă vreți, puteți să repetați toți de dimineață până seara. N-am nicio problemă, dar eu vreau să știu ce-i cu voi doi. Stai liniștită, mamă, că eu mă descurc. Îmi găsesc unde să repet. Putem să repetăm acum? Da. Haideți să vedem ce trebuie. CD-uri, liste, când de ce perții, tot. Așa. Ceva zi. Am easy. Deci, mai aveți nevoie de ajutorul meu? Nu, ne-ați ajutat destul că ne-ați lăsat să repetăm aici. Păi se poate nu ești tu băiatul meu? Și eu cine sunt? Și tu ești băiatul meu. Da, să aducem ceva de mâncare la băieții ăștia frumoși, zic. Ce să aducem de mâncare? Că avem Eugenie, doar Eugenie avem. De când a plecat Ioana, Eugenie mâncăm. Păi și mâncăm în continuare Eugenie și cu băieții ăștia, da? Așa. Deci eu nu mai aveți nevoie de ajutorul meu, ne da? Ne descurcăm, e ok. Bravo. Păi, eu zic să repetăm, că trebuie să ajungem și la școală. Hai. Da, și o să repetați fără mine? Da. Da. Tu ce cauți aici? Și eu te iubesc. Cum adică ce caut aici? Am venit să vă ajut, mă, că vă lipsește o voce feminină. Băi, nu primim fete în clubul nostru. Nu mă interesează. Sara. Da. Nu te vrea nimeni aici. A, da? Nici o problemă, o să plec, voi o să vreți să mă întorc și eu nu o să mai vreau. Pa, ceau. Pa și pus. Hai, mă, dar e cu Eugenie, mă, Eugenie, da. Oameni, mă, mă, dar când am mai bucat de astea, ești ce? Băi, ce frumune e rău. Pe stomac, bă, intră aici. Now it sounds funny, but I just can't stand the pain. Boy, I'm leaving you tomorrow. That's why I need you.
vorbesc. Opa. Cum adică n-a fost plătită asigurarea? Vorbești cu mine? Dar ce minune. Cum de vorbești cu mine? Cum? Tu joci teatru cu mine? Ce înseamnă? Tu te ocupi de asigurări, nu? Da. Nu înțeleg despre ce vorbești. Cum despre fabrica mea care a ars. Măi, băiatule, nu te mai juca cu mine. Tu te ocupai de asigurări. Ce e asta? Mărat, eu am vrut să spun, dar nu m-ai băgat în seamă. Dacă eu vorbești și tu nu vorbești cu mine, ce să vorbești cu dus și de pe lume? Nu pot să cred cât ești de nenorocit. Numai tu ești de vină. Mara, hai să terminăm. Eu cred că ar trebui să facem pace. Până la urmă, dacă ne gândim bine, amândoi am greșit. Dar acum, hai să ne gândim, noi doi... Nu! Taci! Nici să nu te gândești! Nu vreau să mai aud de tine, măi băiatule. Gata, ți-ai bătut joc de mine toată viața. Eu am încheiat cu tine definitiv. Foarte bine, dacă tu vrei, și foarte bine. Atunci ne vedem fiecare de afacerile lui, fiecare de fabrica lui, mă rog, fiecare de ce mai are fabrica, care nu ia asta, bineînțeles. Ia uite-te tu la mine puțin, în ochii mei, direct. Mă vezi? Eu o să găsesc soluția și o să mă ridic. Să te ajute, Dumnezeu. Vreau să te anunț că în câteva zile o să mă și mut din casă, așa că ești liberă să îți aduci miliția, nu să te facă fericită. Copiii... Nu amesteca tu copiii. Ba nu, îi amestec pentru că ei vor trebui să aleagă. Vor să stea lângă mine și să aibă un trai destulător și ca lume, așa cum e normal să aibă un copil în ziua de azi, vor să stea lângă tine, vă descurcați. Chiar abia aștept să văd cum te pui singură pe picioare. Abia aștept să văd din nou pe marea doamnă Mara. Excepțională, fantastică doamnă Mara. Marele om de afaceri, Mara. N-ai să aștepți prea mult. Recunosc că eu nu mă așteptam, sincer. Nu te așteptai să ce? Să mă inviți la un cafea. Da, stai, ce mare lucru, e un cafea doar, nu? Da, eu n-am nici pari lui sau nu Angel, n-am nici relațiile lui și... Stop. Hai să facem altfel. Da? Eu sunt Andreea. Bună, Andreea. Sunt Andreea și tocmai vreau să încep o viață nouă după ce mi-am luat o palmă. De fapt, nu o palmă, un șut destul de dureros de la viață. Nu vreau să mai aud de bărbații cu bani, căsătoriți, amante, copii, căței, pucei, gata, stop. Îmi place să călătoresc foarte mult. Sunt simpatică. Îmi place să muncesc foarte mult, dar uite că n-am unde, sunt șomeră. Surpriză. Am un apartament într-o zonă centrală, mărișor, drăguț. Am o mașină, un 4x4. Merge și la munte și la mare, consum mic. E ok. Plâng ca o proastă la filmele de dragoste. Îmi place înghețata de ciocolată. Și am un câine. De fapt, o cățea. Abi, e șpiț. Șpiț? Șpiț, așa e rasa, șpiț japonez. Ce cauți aici? Cred că trebuia să vin aici. De ce? Ca să vă demonstrez că nu sunt un trădător. Lădus, tu ești un trădător. Și asta nu se schimbă. Hai, dispari. Băi, Andrei, știu că aveți voi problemele voastre. Dar o rezolvați voi cumva. Hai că avem nevoie de... Și eu ce vrei să fac acum? Lasă să repede. Și eu ce fac? Plec sau rămân? Păi, ce face copiii ăștia? Omul ăștia se pregătește să intre într-o sectă. Du-te și spune să se oprească, că ăștia ne face ghinion în curte, fii atent. Păi, mie să nu fie mai rău, să știi. Ce se poate mai rău? Păi da. Dacă s-apucă ăștia de mâini de fac o spirală de aia energetică, ne zboară cortul cu totul. Păi și cum ai s-a văzut așa ceva? Păi și că am văzut eu personal am văzut la televizor, mă, cum a venit orangutan la Catrina, i-a luat pe american pe sus cu case, i-a lăsat pe ape, pe toți. Păi...
This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. Always bringing on a different story. This time I'm mistaken. Uite, bă, că s-a liniștit. Nu să nu fie liniștea de dinaintea furtunii, bă. Cum am stabilit? Bine, pa, pa, pa. Sărim în aer la Pro FM, bă! Bine, mă! Unde vă duceți, mă? Plecăm la Pro FM, cântăm acolo. Haide, mă, că vă duceți cu mașina, mă, că sunteți vedete, mă, ce faceți? Umblați pietone, așa, te să faci spre stanță. Haide, sunteți ca mulți, dar ne descurcăm. Haide, 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 haide. Hai! Hai, hai, să te plec. Hai, taxiul cu mașina, vedem, vedem. Eu sunt Rareș. Bună, Rareș. Ce să zic, sunt plictisitor? Aolea, nu. Nu, nu, sunt plictisitor că îmi predau economie și asta pentru că nu-mi place. Bine că nu mai sunt la liceu. Uite, eu când am venit în București, am venit ca să mă fac impresar. Dar, din păcate, nu prea mi-a ieșit. Dacă tot suntem la capitolul confesiuni, îți mărturisesc că eu locuiesc cu bunicul. Așa și? Ce are? Doar e bine să ai familia aproape, nu? Da. Ce faceți, porumbeilor? Tu ce faci? Mă urmărești? Dar să nu mai răspunzi la telefon? Umbli cu mucosul ăsta? Hai să nu ne jimim, că știu și eu câteva înjurături. Băi, nu scoate capul la drum, că ți-l tai. Andreea, nu-i de trebuie să... Unde să te duci? Vreau să vorbim. Să vorbim măcar de vacanță. Ce facem? Vacanța noastră de vis, care am visat-o, Japonia, Seijuku. Uite ce e, domnul Angel. Am o imagine de păstrat și nu vreau să mă vadă lumea cum te pugnesc. Da? Hai, Rareș. Nu mai am nimic. Mi-a luat ăsta tot. Ba nu. Ai 3 copii sănătoși, ai o casă frumoasă și ești cel mai curajos om pe care l-am cunoscut în viața mea. Flășc. Mara, el n-a făcut toți banii ăștia singur. Dacă nu erai tu, ăsta nu era în stare de nimic. Așa că revinoți că ești în stare să o iei din nou de la zero. M-am săturat. Gata. Nu mai probleme. Deci nu mai pot. Sunt numai probleme. Da, mai dreptate. Ăsta nu făcea niciun ban fără mine. Ia să vezi cum o să mă ridic eu și o să răzbesc și o să le rezolv eu pe toate. N-ai idee cum o să le rezolv eu pe toate. Nici eu n-am idee, dar o să le rezolv. Foarte bine. Ce-ai pățit? E dor de Sara, nu se vede. Sau de proful de economie. Scuze, toată școala știe. Păi, îmi pare rău, dar eu nu mai pot mai repede cu voi, am plecat. Monica, ce ai pățit? Sunt însărcinată, asta am pățit. Da. E sigură? Cum să nu fiu sigură, mă, normal că sunt sigură. Altfel nu eram în scalul ăsta, nu? Am fost cu Sara la doctor și... Surpriză, ironia sorții, ca să vezi. Ea nu e însărcinată, eu da. Sara nu e însărcinată? E sigură de asta? Hai mă, ce zic eu și ce vreți să înțelegeți? Monica, Monica, iartă-mă, iartă-mă. Hai să vorbim, te rog. Hai să vorbim. Iartă-mă, mă s-a dusă de pare. Da. Înțelege-mă și pe mine. Hai să vorbim. Proful de economie știe? Ce drăguț, o să fie tătic. Ce așa drăguț, mă? Ce așa drăguț? Ia să fii tu în locul meu! Ce ai de gând să faci? Nu știu. Nu știu încă. Dar vă rog eu din suflet să nu spuneți nimănui, da? Da. Da? Da. Vreau să vorbim. Da, știu, să-mi spui că ai avut un singur iubit, cel la puști, care nu știa să se poarte cu femeile și de când m-ai cunoscut pe mine, ți s-a schimbat viața. Știi de câte ori am auzit textul ăsta? Mă bucur pentru tine, dar nu asta am vrut să spun. Ideea e că noi avem nevoie de piese originale și eu cunosc un băiat foarte talentat, compozitor, pe care îl cheamă Andrei. Și pot să vorbesc cu el, dacă vrei. Îl știu pe Andrei și mă ocup eu de el. Ai înțeles? Ok. Ai vorbit cu fetele? Nu, o să vorbesc. Păi vezi, asta e treaba ta. Nu e nicio problemă, tu trebuie doar să-mi spui când vrei să le vezi și se rezolvă. Eu nu vreau să le văd, vreau să le am.
Adunele și pregătiți un număr, că vreau să vă prezint un impresar străin. Serios? Asta e fața mea de glumă. Chiar m-a să mă sunați așa repede, vă mulțumesc mult. Am o rugăminte, adică te-aș ruga ceva, dacă aș vrea să-mi vând mașina. Iuhu! Ne-am întors la studioul Pro FM, dați-mi voie să mă prezint cel bine atunci, adică îmi pare rău. De care am da, mai vorbit bine. Și între bine, cu și bineînțeles că de care o să mai auzim multe și multe și vrute și nevrute. În studio este trupa Lala Band, care o să ne povestească cam tot ce fac ei acum. Salutare, băieți! Mamă, chiar așa tot vrei să auzi? Da, tot, în primul rând vreau să mă salutați. Ioana! E Andrei la radio, la Pro FM. Cum e cu fetele, gagicile, amantele, pițipoacele, cum e cu piesele, ce mai face, ce mai zice? Cu fetele, na, am avut succes întotdeauna, dar acum trecem și noi la nivel. Ah, bun. Se pare normal, la nivel, da, vă plac băieții. Bine, ce facem, ce zicem, stăm de vorbă multă sărăcie. Omul, eu zic să trecem la cântare. Ce cântăm? Lala cântă? Ceva Lala. Ceva Lala. Hai. 2 3 și ne pregătim. Auziți? Sunt eu nebună sau nici vouă nu vi se pare normal ce face Andrei? Păi normal că nu-i corect. Păi și ce facem? O lăsăm așa? Nu. Am eu o idee. Ne-am întors în studioul Pro FM, doamnelor și domnilor, Lala Band, o trupă de care sunt convins că o să mai auzim. Uite, deja mi se suflă din regie, mi se spune că deja aveți telefoane, aveți fane, aveți mamă foarte tare. Hai să luăm un telefon chiar acum, să vedem cu cine suntem de vorbă. Salutare, Cerebel, sunt cine acolo? Salut! Bună, Cerebel! Bună, salutare! Uite, sunt cu toți băieții Lala Band aici. Toți, să știți, adică nu lipsește niciunul. Dacă ai ceva pentru vreunul dintre ei, vreo declarație, vreun număr de telefon, ceva, ia zi. De ce n-ai sunat? Nu de asta am sunat. Te-am sunat să spun că Lala Band a fost format atât din fete cât și din băieți. Nu doar din băieții de la tine din studio. Ei acum se folosesc de numele trupei și nu mi se pare deloc corect. Și dacă nu mă crezi, poți să intri pe net și să cauți toate melodiile cântate de Lala Band. Și ai fi surprins să știi că noi fetele avem mai mult succes. Spre exemplu, cover-ul colegei noastre Laura, Somebody to Love, a fost accesat de mii de fani din Mexic. Cum ai spus că te cheamă? Ioana. Ioana, bă băieți, voi știți cine e Ioana? Auzi ce spune? A fost o colegă de-a noastră. O fostă colegă de-a voastră? Băi, eu nu înțeleg nimic. Ioana, mai ești cu noi? Da, și vreau să spun că voi sunteți foștii noștri colegi și nu mi se pare deloc corect că v-ați folosit de numele Lala Band fără acordul nostru. Cerebel, îmi pare foarte rău că au mințit pe un post de radio atât de ascultat. La revedere! Mă rog, da, hai că deja sunt bulversat, nu mai înțeleg absolut nimic din toată discuția asta. Trebuie neapărat să luăm o scurtă pauză, dăm o piesă, ne relaxăm între timp. Aflu despre ce e vorba și vă dau imediat detalii. Foarte bună ideea ta, foarte bună. Ce credeți că s-o fi întâmplat cu băieții? Cerebel n-a mai zis nimic. Cred că a dat în șuturi afară. Bă, da, de ce suntem noi atât de fraiere și nu sunăm pe Cerebel să ne invite și pe noi? Hm? Altă idee bună. De altă dată. Acum trebuie să mergem la școală. Bine, mâine. Da. Mama, ai puțin timp liber? Dacă ai ști cât. Ce-i asta, mă? Bă, cine-i fata asta? Ce se întâmplă? Ce-i cu Lala Band? Băi, Cerebel, chiar îmi pare rău, dar... Cum o să-ți pare rău? Eu vă chem aici
la Pro FM să vă promovez, să vă ajut, că sunteți o trupă talentată și voi ce faceți? Veniți și vă bateți joc pur și simplu. Păi nu stai ascultă. Bă, dar tu știi câte trupe sunt? Voi știți câte trupe sunt care își doresc să ajungă aici la Pro FM, să-și promoveze muzica, piesa și stau la rând. Voi deja ați venit încoace, ați venit aici, nu înțeleg. Da, da. Ce cu fete, Ioana, nu știu ce, nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, e trist, trist. Deci două lucruri sunt foarte clare. Unu, aici este Pro FM, da? Nu ne jucăm. Iar doi la mână, voi nu sunteți la band. Stai, ascultă-mă. Nu, n-am ce să mai ascult, frate. Gata. Zi. Sara nu e însărcinată, dar Monica e. Care? Fata Creața? Da. E însărcinată cu Rareș. Care Rareș? Nepotul meu? Profesorul ei? Da. Știu că nu e corect față de ea, pentru că i-am promis că nu spunem nimănui, dar... Doamne, dar părinții ei știu? Nu, ne-a spus doar nouă. Astăzi. Știu că Monica nu e prietena mea cea mai bună, dar... Chiar aș vrea să o ajut. Ioana-i... Doamne ferește. Ea trebuie să vorbească cu părinții ei. Oamenii trebuie să știe. Doamne ferește. Și cu Sara? Ce ai de gând? Nimic. Nu știu. Oricum, nu e problema mea, e problema lui Andrei. Ce vrei de la mine? De ce vorbești așa? Piesa ta e la MTV datorită mie, nu? Așa și? Și vreau să-ți propun o afacere. Afacere? Și de ce m-aș băga într-o afacere cu tine după tot ce ai făcut? Bă, Andrei, tu ești băiat deștept, dar nu știi toate dedesubturile. Eu am relații, am bani. Eu pot să te ajut pe tine să... te lansezi în lumea muzicală, bă, băiat. Și ce trebuie să fac? Să culc cu babe prin patolog? Oricât ai vrea tu să par, n-ai față de gigolo. Tu trebuie să faci ce știi tu mai bine. Să scrii muzică. Și eu ți-o vând. Ți-o vând pe bani mulți, băi, frățile. Domnule director. Au greșit, au exagerat foarte tare de data asta, dar totuși nu cred că e... Că ce? Că ce? Eu am spus de la început că nu trebuie făcut clubul ăsta. Ce ați învățat domnișoara profesoară acolo? Ce maniere au deprins la clubul... Haideți să încetați cu tonul ăsta? Dar ce, e vina mea că au făcut ce au făcut? I-am pus eu? Vă rog frumos să vorbiți altfel. Deci, revin. Au greșit, au exagerat foarte mult, dar nu cred că este o soluție să-i lăsăm repetenți. Pușcăria! Pușcăria și casa de corecție și clinicile de dezintoxicare o să-i mănânce dacă nu facem ceva. Băi, ești la fel ca bunică, mi-mă. Pleacă, bă, de aici, că... Ați auzit? Ce mi-a zis? Da, m-am auzit, am auzit. Gata! Nu trebuie să-mi dai un răspuns acum. Mai gândește-te. Gata, m-ați terminat? Da, acum pe cameră. Deci la școală? Păi hai, du-te mai repede să nu întârzi. Vezi că ai bacul anul ăsta. Băi, Andrei, vezi că ți-ai uitat ghiozdanul. Auzi? M-am gândit la ce-am vorbit. Vreau să-l lași pe băiatul meu în pace, ai înțeles? Sau? Bine. Cine ai venit la repetiție? Păi m-a chemat cineva? Ai dreptate. A fost vina mea. Sofia, iartă-mă, sunt foarte zăpăcită pe bune, iartă-mă. Eu, ok, data viitoare, vină puțin. Mă, ce te opui așa? E adevărat ce am auzit? Ce? Că nu ești însărcinată? Băi, cine ți-a zis asta, te-a mințit, dar... Mă rog, crezi ce vrei, hai că vreau să vorbim ceva important cu fetele, da? Monica, vină și tu! Hai.
trebuie să fiți atente. Și noi? În special voi. Am luat legătura cu un impresar străin, care vrea să facă o trupă de fete, ceva gen Spice Girls. Și s-a gândit la noi, pentru că ne-a văzut pe YouTube în clipurile cu Lala Band și noi am ieșit în evidență, a zis că suntem cele mai bune voci și a zis că fără tine nu face trupa asta. Da, măi, da, deci e super interesat. Ideea e că eu m-am gândit așa. De ce să iasă băieții în evidență când, și din punctul meu de vedere, noi toate avem cele mai bune voci? Ce, facem trupa asta sau? Da, da, e idee, da? Super idee! Bun, deci fiți atenți ce trebuie să facem. Ai auzit? Pe noi ne dau deoparte. Ai auzit? Da. Tratat de educație fizică și sport? Da. Este inadmisibil ce au făcut. Trebuie să le administrăm o pedeapsă care să-i usture. E, serios, Bobby? Da, serios. Da, serios? Vrei să-i pedepsești tu? Să te lăsăm pe tine? Da, da? Lăsați-mă pe tine. Dar nu crezi că asta este problema noastră, a mea și a la Luca, că eu sunt dirigintele lor și cunosc mai bine decât tine? Lasă-mă! Opriți-mă! Gata! Și eu cred că trebuie să le dăm o lecție. Chiar cred că trebuie să le dăm o lecție. Așa e, trebuie să le dăm o lecție, dar nu să-i lăsăm repetent sau să-i exmatriculăm. Până la urmă sunt doar niște copii, mă. Doar niște copii, așa știu ei să pună problema. Oricum, tată, eu cred că și tu ai greșit în momentul în care ai obligat să vină la cort. A greșit foarte tare, exact. Nu trebuia să-i oblige. Că nu trebuie să-i obligăm aia, nu trebuie să-i obligăm aia și se duce la sistemul de învățământ din România. Eu știi ce zic, domnule director? Eu zic să nu mai obligăm nimic. Poate... Eu zic să nu mai facă nimic. Poate rezolvați voi mai bine această problemă decât mine. Eu am dat greș. Vă las pe voi. Așa că... Vă rog să considerați că de azi postul de director este vacant. Îmi dau demisia. Tata, tu vorbești serios? Cum, mă, băbule, tu, fratele meu, să nu fii într-o paie nebunit? Da, m-am nebunit eu la cap. Mă, pentru mine nu există trupa ta și trupa lor. Ai înțeles? Hai, mă, bossi, nu mai trage așa de el. Lasă-l în pace. Nu vrea. Ce tot atât te enervezi? Gata. Băi, hai, toată lumea adunare. Unde e restul trupei de șoc? Mă, director. Ne dă afară, nu? Nu vă dă afară pentru că tocmai și-a dat demisia. Și știți de ce? Pentru că sunteți voi șmecheri, mă, de-aia. Că dacă i-ați spus frumos că nu vreți scor, v-ar fi ascultat. Mai ales acum că încep să vă susțin. Măi, e vina noastră. Mă, vă rog frumos, faceți pace pentru măcar 5 minute. Și hai să reparăm ce am făcut. Sunt bine? Mă, rupe eticheta asta. Nu rup. Ai zis să mă îmbrac la patru, eu l-am îmbrăcat, da? Cele trebuie să le dau înapoi. Da. Hai, copac, aici. Ce, mă, frate, băi, cât de... Așa. Băi, fii atent. Deci tu știi ce facem noi aici, da? Luăm o mașină. Da, luăm o mașină. O furăm? Cum să o furăm, ești nebun? Nu o furăm. O cumpărăm? Nu o cumpărăm, o cumperi. Eu cumpăr o mașină? Băi, de asemenea, nu mă enerva, mă, da, deci fii atent la mine. Intrăm înăuntru, doamna are o mașină de vânzare. O iei, o duci la băieții tăi, în târg, nu știu, nu mă interesează, i-a duci banii, băia. Ai înțeles? Păi și eu ce avantaj am la chestia asta? Ce avantaj la chestia asta? Știi care e avantajul tău? Că eu o să uit că te-am văzut blondă și cu burta la gură. Ai, mă, gică, dar ți-am explicat că n-aveam cum să dau cotită față de Johnny, eram la mijloc. N-aveai cum să dai cotită și ce ai zis? Hai să dau cotită față de gică, el e mai prost. Fii atent, scoate bine de buzunare. Hai mai repede, dă-ți astea jos din cap. Trage ăla. Ce ai, ești răcit? Aha. Ia de aici, suflă nasul, să nu formei pe acolo. Hai, fii atent cum te porți. Haide. Thank you.
sperăm să nu plecați. Și să nu vă dați demisia. Domnul Popa. Bună ziua. Bună ziua, sărumâna. S-a întâmplat ceva cu Andrei? Cu Andrei? Nu, nu, nu. Nu s-a întâmplat nimic. Ioana, e bine? Da. Dumneavoastră, sunteți bine? Da. Și eu sunt bine. Deci, toată lumea e bine. E bine când toată lumea e bine. Doamnă, vi-l prezint pe domnul... Da, pot să mă prezint singur. Stimată doamnă, numele meu este DSN Georgescu și sunt încântat să vă cunosc. Domnule Gică, de ce nu mi-ați spus că are niște ochi atât de fermecători? Da, mulțumesc, dar cu ce ocazie? Cu ocazia mașinii de ocazie, bineînțeles. Las loc. De unde știți? De la mine. Și dumneavoastră de unde știți? Nu pot să spun. V-a spus Dorina. Bineînțeles. Doamne, important este că v-am găsit un cumpărător. Este o mașină scumpă. Doamne, dumneavoastră sunteți o scumpă. Nu știu ce să zic. Ziceți da, doamne. Ziceți da, domnul Desene dorește exact acest model, exact această marcă, exact acest an de fabricație. Ce an de fabricație? 2011. Ce an de fabricație vă doriți, domnul? 2011. Extraordinar. Ne potrivim chiar și la anul de fabricație. Doamnă, cred că e cazul să ne cunoaștem mai bine. Servim și noi o cafea cu apă. Ce spuneți? Dorina! Mă scuzați, revin imediat. Cică, unde m-ai adus? Cică! Și Dorina e la fel de bun? Bă, fii atent. Mușcă, mușcă din Maran. Nu înghite, nu mesteca. Dacă mai scoți o vorbă până plecăm, te împușc. Totuși, crede-mă că nu i-am pus eu. N-am știut nimic. Suntem în această școală pentru că ne place muzica și vrem să învățăm cât mai multe de la dumneavoastră. Și chiar dacă am început cu stângul, vrem să continuăm cu dreptul. Interpretarea. Destul de bună. Ați făcut o singură greșeală, mai lucrați, vedeți voi. Ce stați aici? La ore toată lumea! Yeah! Să trăim! Haideți la ore! Hai, hai, hai! Haideți! La ore! Toată lumea la ore! La ore! Asta nu înseamnă că ne-am împăcat. Tăciți, am și eu că vreau să ne împăcăm. Cea mai bună decizie. Și ai văzut că nu sunt atât de răi cum credeai? Aveam nevoie de o lecție. Ce vrei să spui? M-am jucat și eu ca ei. Nu. Nu. Tu nici o secundă n-ai vrut să-ți dai demisia. Bineînțeles. Și da, scăderea notei la purtare și exmatricularea nu erau cele mai bune soluții ca să-i pedepsesc. Tată, uneori ești genial, uneori! Dar vezi că nu te iert, că m-ai făcut să trec prin emoțiile prin care am trecut. M-ai speriat! Domnișoara, profesor. Da, domnule director? La ore. Da, acum nu glumiți. La ore.
Zi-mă, acum ai timp să vorbim? Însărcinată? De unde știi? Măi, răspundem cu da sau nu? Da. Tu asta ai vrut să-mi faci mie, să mă distrugi, să suntem aici? Ce prostii vorbești acolo? Tu crezi că am nevoie de reproșurile tale acum? Uite ce, dacă ai nevoie de bani pentru avort, să-mi spui, ce? Pentru că te ajut eu. Ce ai auzit? Mă, tu ești însărcinată? Mai încet! În primul rând că nu e problema ta. Ba, e și problema mea, de-a fi copilul meu. Măi, ce mă gândeau de tot liceu? E adevărat ce zice? Dacă zic eu că e adevărat, așa e. Monica, al cui e copilul ăsta? Al cui e copilul ăsta? Al tău sau al tău? N-am de unde să știu. Dar până când nu iau eu o decizie ce fac cu el, voi doi nu spuneți nimic nimănui, e clar? Dar asta nu e mașina lui maică-mea? A fost. Acum e a ta. Ce? Maică-ta trece printr-o perioadă grea, a avut nevoie de bani și a vândut-o. Eu am cumpărat-o și ți-o fac ție cadou. Consideră o plată în avans. Plată în avans pentru ce? Pentru piesele pe care trebuie să mi le scrii. Bine, hai să spunem că eu cred pe asta cu mașina, cu maica mea, dar să fim serioși. Nu sunt nici Smiley și nici Marius Moga ca să-mi dai mie 50.000 pe 3 piese. Așa că ce vrei tu de la un începător ca mine? Începător? Voi toți începători aveți senzația că n-aveți nevoie de ajutor, că vă descurcați singuri. Orice om are nevoie de ajutor la început și eu am avut nevoie. Și eu vreau să te ajut pe tine. Uite, ăsta e ajutorul meu. E o problemă? Ai uitat ce am vorbit azi? Tu trebuie să scrii muzica și eu să o vând. Atât de simplu. Ce popor complicat. Mi-ai dat mașina, mi-ai lanțul de la bicicletă, trebuie să fie ceva undeva, nu? Domn profesor, stați puțin. Da. Vreau să vă mulțumesc pentru cartea de sport. Oh, stai cu minte, stai liniște, pa. Știți, m-am gândit și vreau să dau la Academia de Educație Fizică și Sport. M-am gândit sportul de domeniul meu. Și dacă puteți să mă pregătiți în particular. Măi, Diana, deci eu nu pregătesc nici în particular, nici cum. Eu nu antrenez viitori campioni, înțelegi? Adică tu ești cu muzica, cu asta. Știi, eu sunt doar un profesor de sport. Adică am un prieten care are o sală de fitness și te poate ajuta. Te antrenează el, pac, nimic special, știi, dar eu nu. Dar tu, vorbim, da? Vorbim mâine, tu du-te mai scoate o piesă și stăm de vorbă. Hai, pa! Știți, de fapt mai e ceva. Da. Nu vreau să mă considerați opărăcioasă. Nu. No. Dar se întâmplă ceva foarte grav printre noi. Hai să-i, te rog. Colega noastră, Monica Bora, a rămas însărcinată cu profesorul de economie. Ce mă fac? Ce mă fac să-mi și mie? Au aflat amândoi. Ce mă fac? Ce ai? Asta pentru că ai zis Ioane minciuni despre mine. Ce minciuni? Că nu sunt însărcinată, asta i-ai zis. Păi, dar nu ești, am fost amândouă la doctor că ți-am spus că nu ești. Bă, doctorița aia e o idiotă, eu sunt însărcinată și știu asta! Sigur. Sigur sunt însărcinată.
unde pleci? Am o treabă. Ce treabă ai la 11 noapte îmbrăcat așa? Am o treabă, treabă. Treaba mea ce? Treabă. Păi și n-ar trebui să o faci în casă? Cum ar fi normal? Și tu ai aceeași treabă? Da. Da, merge cu mine, nu-ți fac greșe. O să o aduc cât se poate de repede. Pa! Da? Pa! Mașina asta. De la Johnny. Uite că vine. Nu, eu zic să plecăm pentru că a fost o idee foarte proastă. Hai, să mai vezi că o faci. Ba da, trebuie să plecăm pentru că nu a fost bine gândită această idee. Gata, dar nu mai am ce să caut aici. Bună, Cristian. Ce s-a întâmplat? Intrați în casă sau nu intrați? Nu intrăm, că e târziu și nu vrem să-i deranjăm pe aici. Deci, care-i treaba? Anguța? Vorbește, n-am venit aici degeaba. Deci stai puțin, mașina asta e de la Johnny Cămătaru? Da. Johnny Cămătaru, ăla care a fost impresarul lui... Da, Ilana? Doamne, Johnny. Ia băiat, să stă prea sănătos. Păi, stai așa, de sine? Stai acolo. Să nu pleci. Deci cum, și de ce ți-a dat-o? Ce faci, să te plimbi cu ea sau ce? Nu, mi-a făcut-o cadou. Ți-a făcut-o cadou? Da. Și tu ce trebuie să faci pentru asta? Să-i compun niște piese. Să-i compun niște piese? Da. Bă, nu-i adevărat, bă! Ia uite, bă! Cui e, bă, mașina asta? Alu fratele meu, să mori, alu fratele meu! Adică să dăm o tură, bă! De unde știai, bă, cu asta? Care să dai tu mă tură? Cine dă tura? Prima, bă, eu dau tura cu tactul, bă, să mă bată toate pasele, că mă ajunți! Băi, ia, terminați, băi, du-te în casă, băi! Nu dă nimeni nicio tură, ieși de acolo, băi! Mai! Îl auzi, ieși acolo! Treci în casă! Ancuța, fă-ți curaj și spune-i tot adevărul. Ce adevăr? Cristi, cred că a venit momentul adevărului. Știu că ești îndrăgostit de mine, ești mort după mine și nu trebuie să-ți fie jenă. Adică mai devreme sau mai târziu o să afle toată școala. Și care-i problema? Adică nu înțeleg. Și nu trebuie să-ți fie teamă pentru că și eu am aceleași sentimente pentru tine. Și eu nu înțeleg acum de ce noi nu suntem împreună. Bine, înțeleg de ce te ascunzi, pentru că ești mai mare, crezi că invidioasele alea de la școală o să comenteze, dar ascultă-mă pe mine, Cristi, gura lumii nu o să o astur niciodată. Și ca să fac un rezumat, cred că a venit timpul să spui, da, Ancuța, te iubesc. Te iubesc cum n-am mai iubit pe nimeni altcineva. Ia zi, Cristi, e adevărat? E adevărat ce zice Ancuța? Dă cheia încoace. Haide. Păi du-te, mă, mașina. E vină încoace, mă. Uite-se. Tu i-ai dat mașina lui Johnny, mă? Nu i-am dat-o. I-am vândut-o. Și de ce tocmai lui Johnny? Păi ce contează că i-am dat-o? Johnny își dorea oricum mașina asta, marca asta și anul ăsta de fabricație. Fii atent, iei mașina și o duci de aici imediat. Haide. Ce e cadou de la Johnny, cadou trebuie să rămână. Eu zic să nu te joci. Și oricum ai ieșit bine pentru toată lumea, nu? Mă, voi ați nebunit? Mă, mâncați, ce-i mă cu mine? Zi, mă, ce-i cu mine? Ce ți-am făcut eu ție, hă? Zi, mă, zi! Nu puteai, mă, să pui ochii pe altul, unul mai mic? Stai puțin. Ce să stau, mă? Ce să stau? Tu ai nebunit? Aduci fetița asta în mijlocul nopții să abereze în fața mea aici? Mă, da, stai puțin. Nu, da, să stau, nu vezi că stau în mijlocul străzii, în mijlocul nopții și ascult două nebune. Tu v-ați stâmpit? Ce aveți? Ziceți-mă și mie ce aveți cu mine. Băi,
Tu o crezi pe asta? Tu crezi că eu sunt nebun după ea și vezi, Doamne, mi-e rușine să recunosc? Mă, nu m-am gândit la asta. Adică știu că tu bazi la femei ca la șnițele, dar toată școala știe asta, dar... Bă! Da! Dar pe alea mari, că eu cu alea treabă. Ancuță, hai acasă. Dar nu, că eu n-am terminat. Ba da, ai terminat. Du-o acasă și lăsați-mă cu prostiile voastre. Mergem? Nu, eu cred că ar trebui să mai încercăm o dată, că a doua oară sigur o să înțeleagă. Da, hai că încercăm, dar încercăm altă dată. Mai stai, mă? Nu vii, mă? Mai stau, mă, mai beau și un șpriț. A, păi mai bea, mă. Bea, că n-ai băgat destul în tine, încă nu te-ai umflat. De ce, mă, beau pe banii tăi, beau pe banii mei. Am să mergem și noi la culcare. Mi-e și frig, mi-e și somn. Mă, lasă, mă, mai stau și eu nițel aici cu gândurile mele, cu... Lasă-mă în pace. Hai că stau și eu aici cu gândurile tale. Mă, tu n-auzi că eu nu vreau să stau cu tine? Vreau să stau cu mine? Dar de ce mă așa, deodată brusc și deodată, mai slus-o din gândurile tale, a? Iete că ai tu gura mare de aia. Am eu gura mare? Nu cumva în gândurile tale e alta cu gura mai mică, mă? Haide, mă. Luca, dacă-i pe de-astea, fii atent ce spun eu aici. Eu îmi fac bocceluța, mi-adun toți copiii din casă care mă aparține și mă mut la mama, să fie clară treaba. De ce mama ta mai trăiește? Păi da. Uite, o altă dorință care nu mi s-a îndeplinit. Te servesc cu ceva de băut? Totuși, eu nu înțeleg. Ce era atât de urgent decât trebuia să vii tu până aici la ora asta? Păi tu ești bou. Poftim? Pentru ce mă faci bou? Că nu înțeleg. Stai, că scuză, m-am greșit animalul. Ești calm, parmăsar, tau, ce vrei mă să fii? De ce? De ce? Cum ai putut mă să te combin cu o elevă, mă? A? Cu Monica Bora mă mai lași și gravidă, mă, cretinule. Bă, dobitocule, mă, Tu de unde știi? Păi, mai contează, bă, de unde știu? Mai dar contează? Pentru mine contează, eu trebuie să știu câtă lumea afla, cine mai știe. Băi, cu siguranță sunt foarte mulți dintre colegii care știu deja, mă. Nu e de ajuns? Proful, nu trebuie să vorbim ceva. Monica, nu suntem de vorba. De fapt, aici, nu vreau să nu durează mai. Băi, Rariș, sunt și eu bărbat, frate. Mă uit și eu după femei și mă uit la greu. Mă, la greu mă uit, nu așa. Dar gândesc cu ce trebuie, mă. Înțelegi? Ce zici? Tu m-ai filmat? Da, exact. Când întrețineai relații sexuale? Ce vrei? Să rup contractul prin care ți-am cedat drepturile mele de autor. Consideră-l rupt. Tu îți dai seama că dacă se află de scandalul ăsta că ai lăsat-o pe asta gravidă, ce se întâmplă, mă, cu școala noastră? Un locul nostru, băi, de muncă, locul nostru. Înțelegi, mă, că așa, ca între bărbați, că nu... Mă, ca între bărbați, mă, de-aia am venit la tine să vorbesc de la bărbat la bărbat. Ce nu înțelegi? Păi cu asta trebuie să fii dur, mă. Dur! Recunosc, am făcut o mare prostie, o mare greșeală. Și nu m-am gândit nicio clipă în momentul ăla cu lucrurile o să meargă în halul ăsta de departe, că o să ajung aici. Bună seara. Bună seara. E adevărat? Ce-am auzit e adevărat? Vă deranjează dacă stau un pic de vorbă cu nepotul meu? Dragul meu, Tudor, nu am avut curaj să spun până acum. Când te privesc la școală, simt că plutesc. Ador ochii tăi blânzi, brațele tale puternice, părul tău mătăsos, felul tău de-a fi. Sunt sigură că ți-au mai zis și alte fete. Este de ajuns să te privesc doar o clipă și simt cum inima îmi bate de 10 ori mai tare. A ta, Diana. Thank you.
Cinafu cu mult mai romantică decât își putuseză imagina. Cei doi împărțiră spaghetele delicioase la lumina lunării. Din întâmplare, doamna și vagabondul apucară aceeași fidea. Și înainte să-și dea seama, se sărutară. Gica! Gica! Bă, alăra cu cozoroc. Ce faci, mă? Tu visezi cu ochii deschiși acum? Păi visez, bă, că dacă n-am altceva, ce să fac dacă n-am avut eu noroc, pe lume. Nas în nas, privindu-se adânc în ochi, se îndrăgostiră până peste ureche. Cine adică se îndrăgostiră până peste urechi? Ăștia doi. Ăștia doi? E că ți-ai, văd. Greșit. Dacă n-ai simț poetic, asta e doamna Mara și ăsta sunt eu. Mi s-a pus pata pe doamna Mara. Da, Sara. Ce faci, dormai? Iartă-mă că te-am trezit. Vroiam să zic că mi-e dor de tine. Și că ești cea mai frumoasă întâmplare din viața mea. Bă, deci eram sigură că Ioana iar mă bârfește pe la spate. Dar, sincer, ea chiar nu poate să stea o zi fără să zică minciuni despre mine? N-am vorbit, mă, cu Ioana, ce ai? Păi și atunci de ce ești așa rece cu mine? Mai întrebi? Hai, lasă-mă să dorm și culcă-te. Hai, pa. Te-ai mai liniștit? Lasă-mă să mă culc. Mai gata, ți-ai făcut iluzii degeaba, dar nu e în capăt de țară. Da, mă iubește. Am văzut în ochii lui. Cred că a reacționat așa pentru că l-am luat prea tare. L-am presat. Eu ți-am zis că nu e bine așa. Dar de ce te chinui tu degeaba? Uite, Bogdan ar fi mult mai potrivit pentru tine. Bogdan, pe bune. Da, e prea mic. Da, dar e un băiat bun, te iubește. Ține la tine, toată școala a văzut asta. Credeam că măcar tu înțelegi cum e cu iubire. Nici eu nu mai înțeleg. Știu unde e problema. Mă înșelă cu Andrada. Unde ești, tata? S-a întâmplat că îmi faci și mie o cafea cu lapte și fără zahăr. Vin până la tine. Haide, pup, papa. Ce faceți, mă, copii? Ați ajuns la bucătărie? Bravo. De câteva zile ne-am despărțit și ai și pus o două mămăligă cu ăsta, cu... Fac ce vreau cu viața mea. Amăretul ăsta, cu prăpăditul ăsta. Fac ce vreau cu viața mea. Unchiule, hai să ne certăm aici. Opa, unchiule, ți-ai adus aminte că sunt unghiul? Poate ți-ai adus aminte și cum te-am băgat în învățământ. Dar tu vrei să ne certăm? Pentru ce să ne certăm aici? În primul rând, nu dumneata mai băgat pe mine în învățământ. Pentru că am niște probe, da? Rareș. Lasă-mă încălzit. E sigură? Da. Bine, eu am plecat la școală. Ne vedem mai târziu. Ce vrei? Ce vreau? Mă uit la tine și nici nu mă gândeam că o să ajungi și așa de jos. E treaba mea ce fac cu viața mea. E treaba viața mea. Ta. Da. Viața ta fără mine n-are niciun sens. Ai, pe bune.
Bun, hai să terminăm cu ceata, că m-am săturat de scandale. Ia uite ce am aici. Bebeu pe care ți l-ai dorit atât de mult. Deci, astăzi ne întâlnim cu impresarul, să nu uitați, da? Să veniți. Da, e chestie serioasă, nu? Nu, de fapt, știi cum a fost? M-am gândit așa, wow, ce nebunie să mai fac azi. A, da, știu! Să inventez o poveste cu un impresar. Băi, de data asta sună chiar bine propunerea ta. Mă prea bucur că te bucuri și-mi vine să te pup, dar nu o să fac ei prea mult. Amă, e ok. Mersi. Auziți, dar pe Creața, Monica, Push, Spice, whatever, unde e? Ați văzut-o? Nu știu. O trebuie și pe astea. Hai să sunăm. Azi, umor, cel mai bun prieten, dacă le întrebi. Da, exact. Dar tu ce ai? Veni Monica cu maică să-i în birou la director. Așa și? Să iasă la sol. Ce, mă, de ce? Bandam. Ce s-a întâmplat? Hai tot clubul de muzică în birou la director. Hai. Bă, dar ce mă cu biroul ăsta, mă? Mă, lasă, sună-i, adună-i pe toți, că e gravă treaba. Și de ce nu mi-ai spus până acum? Pentru că nu m-am prins că vrea să mă distrugă. La partaj am împărțit fabricile. Numai că ta a luat foc. Și n-a fost o întâmplare. Da, n-am nicio dovadă. El a fost. Sigur, el a fost. Mi-aduc aminte când a venit să te ceară de nevastă. Avea un geamantan, două cămăși, trei perei de chiloți, un rupt în fund. Dar și tu ești de vină. Hai mă, tata, asta îmi trebuie mie acum să-mi faci observație. Când să lași fabrica aia neasigurată? Tă cinci copii! Domne, gata, domne! Am vândut mașina, o să mă descurc o perioadă. Nu știu ce fac după aia. Mă duc să vorbesc cu nesimțitul. Fă-ți bagajele, vin, o să locuiești aici, vreau să vă știu în siguranță. Ce vorbești? E casa mea și a copiilor mei, mai bine crăp capul la mare și gol decât să plec de acolo. Vreau să veniți aici. Nu insista că nu venim. Și stinge țigarea aia. Nu vreau. Fumează, dar nu la mine în casă. Îngrozitor și eu am copii. Este îngrozitor ca o fată tânără, chiar foarte tânără, să-și distrugă viitorul. Le-am spus tot timpul să-și bage mințile în cap. Și singura lor preocupare să fie școala, cartea, viitorul lor. Să știți că aici facem mare eforturi cu ei. Din păcate, intervine și un alt factor foarte important. Familia, stimați. Ce vreți să spuneți? Că eu sunt vinovată? Nu. Nu! Ce trebuie să fac, domnule director? Să o leg? Să-i încui ușa? Tot ce s-a întâmplat aici! Doamnă, tu nu vă rog. Nu țipați într-un colegiu de prestigiu ca al nostru, vă rog frumos. Și unde anume, în acest colegiu de prestigiu, a rămas fiica mea gravidă, domnule profesor? Nu pe culoarele acestei școli, vă asigur. Dar cu profesorii acestei școli! Doamne, vă rog. Cum mă permiteți? Eu nu înțeleg. Nu înțeleg. Stăm de atâta vreme aici. Ne uităm unii la alții și nu-l văd pe unul care să aibă curajul să se ridice și să-mi spună că mi-a nenorocit copilul. Vreau să văd. Vreau să se uite în ochii mei și să-mi spună. Să-mi spună lucrul ăsta. Eu sunt vinovat. Dar fata dumneavoastră a omis să vă spună niște lucruri. Ce vreți să spuneți? Au fost mai mulți profesori? Ce insinuați? Că fiica mea este o curvă, doamne, și aici e un bordel? Doamne, vă rog foarte mult să păstrăm totuși un limbaj civilizat. Civilizat să fii dumneata! Cu asta vă ocupați aici? Asta faceți? În această instituție de prestigiu?
Corupeți minore? Cum faceți? Ademeniți eleve? Cum faceți? Le plătiți? Doamne, vă rog foarte mult. Să știți că lucrurile nu rămân așa. O să vorbesc la minister. O să se afle ce porcărie se întâmplă aici. Doamnă, eu nu am forțat-o să facă nimic împotriva voinței. Pentru că am fost amândoi de acord. Monica, poate că ar fi mai bine să spui tot. Da, mama, are dreptate. Nu e numai vina lui. Poftim? Domnule director. Ce? Laura Moise, ce vrei? Vreau să se știe adevărul. Adică? Și Dima Trofin s-a culcat cu Monica. I-am văzut eu când a făcut. Recunoaște, tu ai dat foc fabricii de la Focșani. N-ai plătit asigurarea. Da? Și Fida unde era în vremea asta? Păi să spunem unde era? Hai să spun. Juca table cu tablagiul ăla de sectorist care ar fi trebuit să-i fie cu scru. Știi că m-a înșelat cu viermele ăla? Știi asta? Nu știi? Marea doamnă, Mara. Extraordinară. Mara cu coloana vertebrală. Ți-ai adus Samantha în casă? Domnule, și casa mea. 20 de ani am muncit la casa asta, nu? Era un nefericit. E, ce să spun, ție nu ți-am cerut oricum nimic. Cu brațele astea două am făcut averea. Dacă ar fi după mine, ai înfundat pușcăria. Dom'le, ce vrei de la mine până la urmă? Ce vrei de la mine? Să mă întorc în patru labe la ea? Să-i cer iertare? Să fiu iară bancă finanțatoare? Gata, s-a isprăvit. S-a isprăvit cu Sandu, angel prostul familiei. Cu copiii ce faci? O să aleagă-i. Spune eu, există o vorbă. Foamea face minuni. Când o să vadă că n-au ce mânca cu măsa, să vezi ce repede să întorc la mine. Îți dau un sfat. Uite cum ai cunoscut vreodată. Așteaptă-te la cei mai rău. Da, este adevărat. Am comis-o și mi-asum responsabilitatea. Dacă e să fiu pedepsit. Ne. Doamnă, e clar. Toți trei sunt vinovați. Ce pot să vă spun? E că domnul profesor este un om de onoare și a înțeles că nu mai are nicio legătură cu vocația de pedagog. Iar de ceilalți doi o să ne ocupăm în consiliul profesoral. Nu mă interesează pedepsele dumneavoastră, domnule director. Dumneavoastră înțelegeți că viitorul fiicei mele a fost compromis? Degeaba vă bateți capul. Am 18 ani și pot să decid singur. Știu ce trebuie să fac. Dorina. Păi, dar ce tot mă corectezi atâta, bă? Ce, dacă zic Dorina, nu mai știi cine ești? Ești Dorina. Nu râde, vezi că te întreb ceva serios. Da. Doamna Mare e acasă? Nu. Te-ai îmbrăcat degeaba la 4-a. Păi, dar ce tot ai tu? Ce tot ai observații așa mereu și așa? Auzi, tu n-ai treabă de făcut? Păi, mă, ce dezordine e pe aici, frunzele astea, ce dezastru a făcut toamna. Evident, ar trebui să schimbi atitudinea, că mâine, poi mâine, îmi zici, domnule, și vezi, bine, știi ce se aduce ziua de mâine. Te rog să fii atent. Bine. Pentru astăzi aș vrea să propun următoarea temă. Mă primiți? În caz că mă judecați, voi decide mai târziu ce voi face. Intră. O să propun o temă care cred că te interesează și pe tine. Ce vreau să fac cu viața mea? Păi, noi știm ce vrem să facem cu viața noastră. Adică vrem să cântăm, să dansăm, să avem concerte, fani. De asta suntem toți aici. Asta în teorie. Însă, în practică, totul e altfel. Mai ales când trebuie să alegem. Dacă prima dată am ales greșit, cu siguranță, a doua oră, o să ne gândim de două ori înainte să o facem. Ai dreptate, Andrei. În câteva luni o să terminați liceul.
În secunda în care o să ieșiți pe poarta liceului, o să trebuiască să decideți singuri pentru viața voastră, pas cu pas. Va trebui să știți să vă asumați greșelile și să nu le mai repetați, să încercați să învățați ceva din ele. Eu mi-asum ce am făcut. Și am învățat din asta. Dar credeți-mă, n-aș fi vrut să se ajungă aici. N-aș fi vrut să învăț din greșeli. Bun. Sper ca voi toți să fi învățat ceva din discuția noastră de azi. Bun, am înțeles că mi-ați pregătit două momente artistice pe care de-abia aștept să le văd. Unul pregătit de fete, altul pregătit de băieți. Am înțeles că e un fel de război pentru că voi nu mai sunteți uniți. Le facem pe fete. Așa că de-abia aștept să vă văd pe front. Hai, le rup pe front, le rup. Să știi că aș fi recunoscut-o și singură. Ați vedea ce au pregătit? Doamne, mie îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat și mi-asum în totalitate vina. Am să plătesc pentru asta, o să demisionez din învățământ. Și dacă se dovedește că este copilul meu, am să-l recunosc. Și o să vă ajut așa cum pot eu. Bineînțeles că o să demisionezi. Bineînțeles că o să o ajuți. Bineînțeles că o să faci toate astea. Pentru că n-am de gând să fac eu în locul tău. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain, in the past. Fly, yeah.
Sărbuna. Este cu mașina în fața casei. Eu am ales-o, doamne. Păi în... de ce? S-a răzgândit prietenul meu să vrea banii înapoi, că eu nu am de unde să-i dau. Nu, nu, doamnă, prietenul meu, cumpărătorul, da? A plecat într-o călătorie de afaceri și ne-a lăsat să ne deservim de mașină pe toată această durată. Deci, iertați-mă, nu înțeleg. Doamnă, nici eu nu-l înțeleg câteodată, așa e el mai excentric, l-ați văzut de altfel aici. Dar eu zic să nu luăm lucrurile chiar așa în tragic. Știți, câteodată viața ne oferă pe tavă către o surpriză, în cazul dumneavoastră o mașină, în cazul meu un concediu, că mi-a dat concediu de la serviciu, doamnă, sper să nu mă disponibilizeze și eu acum două săptămâni n-am nimicuța de făcut și m-am gândit că dacă vreți, eu vă stau la dispoziție ca șofer, grădinar, masoz, bodyguard sau toate la un loc, dacă doriți, fără plată, bineînțeles. Domnul Gică, vă rog frumos, nu vreau să intru în vreo încurcătură. Da, eu știu că sunteți neliniștită, dar să știți că orice încurcătură își are și descurcătura ei. Și-au ales tot cu ina. Voi zic că vreau totul a zis. Ia tot așa. E gata, șef. Bine, dați-l drumul de aici. Gata, șef. Dați-i drumul. Bravo! A fost foarte, foarte bine. Voi ați fost foarte, foarte buni. Ați fost de-a dreptul... Wow! Dar când erați împreună, era mult mai mult de atât. Ce făceau fetele când băieții cântau? Vă spun eu, râdeau. Și ce făceau băieții când fetele cântau? Vă spun tot eu. Se băteau. Muzical? Sunteți foarte buni, însă uman. Dați-mi voie să am rezerve. Voi ați hotărât ca La La Band să nu mai existe. Dacă știți că ați greșit, vă puteți cere scuze.
Monica a spus că suntem la vârsta la care putem greși. Sigur că are dreptate. Dar trebuie să țineți cont de un lucru. Sunt anumite greșeli pe care dacă nu le reparăm la timp, nu le vom mai putea repara niciodată. Yo, just come and go with the flow. You learn to never say no to the love we're sharing. Yeah, now break a chance, be the sun by glaring. Yo, just come and go with the flow. You learn to never say no. Acum, pentru că s-a mai destins așa puțin atmosfera, luăm o carte. Am să vă rog să o citiți. Și, dar, deci, după ce o terminați, o să înțelegeți de ce am dat eu așa puțin mintea copiilor, adică... Am citit-o de mai multe ori. Serios? Doamna și Vagabondul? Doamnă. Asta era metafora care se potrivea. Nu aia cu vrei băi de mânășura de băgar pe care v-am spus-o eu atunci când vreau să vă spun ceva ce nu puteam să vă spun altfel. Înțelegeți? Adică, doamna... Și Vagabond. Și Vagabond. Am înțeles. A fost și film. Serios? Românesc? Nu. Aoleu, ce bine că... am fost eu la un film românesc ultima. Mi-a trimis cu forța de la serviciul ăsta, la polițist adjectiv. Doamne, da, dracu, dacă am mâncat popcorn de 2 milioane de nervi, măcar de era subtitrat, mai înțelegeam ceva. Mergeam la un film. Ok, bun. Și cu noi cum rămâne? Nu știu. Tu cum vrei? Păi, eu vreau să dăm cărțile pe față. În ceea ce mă privește, eu n-am nimic de ascuns. Te-ai pus vreodată în locul meu? Dar tu te-ai pus în locul meu? Ioana, nu e ok să-mi răspunzi cu o întrebare la fiecare întrebare pe care ți-o pun. Vreau să ajungem la o concluzie. Nu înțelegi că-mi pasă? Bun. Între mine și Vlad nu s-a întâmplat nimic. Absolut nimic. Bine. Te cred. Vreau să vorbesc ceva cu amândoi. Băi, Vlad, nu acum. Nu, nu, vreau să vorbim acum. Nu știu, nu e ok unde s-a ajuns. Pe bune că nu e ok. Nu știu, frate, noi doi eram cei mai buni prieteni și, sincer, eu aș fi vrut să fim în continuare. Și uite ce s-a întâmplat. Bă, probabil că am greșit. Problema că am greșit și după ce o să spun ce s-a întâmplat, nu știu, tu poate o să mă urăști și tu poate o să mă bați, că văd că-ți place. Dar m-am îndrăgostit de Ioana. N-am vrut. S-a întâmplat. Vrei să facem niște ravioli înainte și vorbim după, poate te mai relaxezi? M-au dat afară de la școală și sunt șomer.
Iartă-mă, da, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Am crezut că a murit cineva. Păi și ce are? Și eu sunt șomeră. Care-i tragedia? Unde e tragedia? Nu înțeleg. Nu vrei să știi de ce? Nu. Să înțeleg că ești liber azi? Și de azi înainte. Ce facem? Ioana! Ioana, hai că avem treabă și întârziem. Da. Stai, mă, ce faci? Păi pleci acum? Da, am treabă. Păi ce treabă poți să ai să pleci? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Trebuie să mergem să ne întâlnim cu un impresar și e foarte important. Bănesc că dramele voastre mai pot aștepta până mâine. Ok? Ce impresar? Da, exact, ce impresar. Păi, de-abia s-a reunit la band. Mai nu e ca și cum ne ducem să semnăm, ne ducem să vorbim despre trupă și dacă se leagă ceva, vă anunțăm. Nu știu ce să spun. Nu trebuie să spui nimic. Decizia o să o iau eu. Și dacă e copilul meu? Și dacă e copilul tău, decizia tot eu o voi lua. Ce vrei să faci? Nu știu încă. Tot ce știu este că dacă fac copilul ăsta, nu o să mai am niciun fel de carieră. Dar e un suflet. Măi, Monica, dar dacă e copilul nostru... Dar tu de unde știi că e copilul nostru? Măi, dar nu asta am vrut să spun! La mine în țară e cu totul și cu tot altfel. În Moldova băieții și fetele se iau de mici copii, de tineri. Fac nuntă mare, paranghelie, cheamă toate neamurile, nu știu. Mă cer de nevastă. Dar nu asta am vrut să spun, înțelegi? E o problemă, eu vreau să o rezolv, așa sunt obișnuit eu. E copilul meu, copilul lui, copilul nu știu a cui. Trebuie să rezolvăm problema asta, eu vreau să te ajut. Cum să rezolvăm problema asta? Pum, și m-am enervat deja. Vine să plâng. Ce vrei să plângi? Eu nu te știam așa. Mie îmi place și accentul tău. Bă, deci nu pot să cred, m-am sunat-o de 6 ori și nu răspunde. Dacă vrei, mă mai duc eu să mai caut o dată prin școală. Eu am văzut-o plecând cu Dima. Aha, deci asta nu, deci nu se poate, mă, nu pot să cred. Eu nu înțeleg, voi știți că Monica are probleme mari, de ce nu putem să plecăm fără ea? Pentru că trebuie să fim 5. Băi, stai, Minevici. Da. Ai treabă? Când? Acum, evident. Nu, mă dușeam acasă. Vrei să faci parte din trupa noastră? Păi, fac deja parte din trupa. Nu, mă, din trupa noastră de fete, gen Spider Girls, gen. Gen, dă, logic, dă detaliile. Da, bine, hai, cioc un mic joc de glesne și zic pe drum. Da, bine, big bitch. Ideea e unde mergem, că asta e întrebarea, că nici nu știu. Hei, bună! Bună! Cine-i Sara? Eu. Bună, Mircea. Da, împărate. Da, glumiță. Bun. Da, da. Hai că noi stăm cu mașina aici, am încălzit mașina. Ah. Câte sunteți? Ah.
Florile sunt pe drum, șef. Au avut probleme? Nu, deloc. Băi, cât de tare! Am pus pozele cu mine îmbrăcată în Lady Gaga pe Facebook și am atâtea like-uri. Super șmecher. Și i-a zis Sara, omul ăsta care vrea să ne vadă, cumva impresar american sau ce? Mă, nu! Mai degrabă italian după față, dar vorbește bine românește, nu cred că o să avem vreo problemă să ne înțelegem. Nu. Și știi ce are de gând? Păi da, nu v-am zis să facă o trupă de fete, 5, cum suntem noi, ca Spice Girls. Nu știu, ne numim și noi Lala 5. Da, bine, și poate avem noroc și ne lansăm în străinătate, mai știi? Bă, vă dați seama cum ar fi să cântăm noi în străinătate? Eu vreau neapărat să ajung la Roma, dar neapărat. Te-ai și văzut în copac. Ce, mă? Nimic. Eu vreau la Londra. Oh. Nu te supăra, dar de ce am ieșit din București? Întâlnirea e la un restaurant în afara Bucureștiului. Da, noi cam departe? Aoleu, să o sun pe mama să nu se îngrijoreze. Da, da. Fetele, toate telefoanele la mine. Trage-mă pe dreapta. Toate telefoanele alea. Da, stai, domnule. Băi, le auzi! Hai, mă, scoate-ți-le, hai! Scoate-ți telefoane! Hai, mă, gata. Ia-le, mă, telefoanele! Hai, și tu. Tu telefon. Eu n-am telefon. Cum mă n-ai telefon? Dacă vrei, dacă... Scoate-l afară! Dar nu am telefon.